Lucrările de reabilitare și modernizarea Casei de Cultură din Corabia au fost finalizate după aproape 3 ani de la demararea lor. Firma care s-a ocupat de implementarea proiectului, susținut financiar de la bugetul de stat și derulat prin Compania Națională de Investiții, mai are depus la punct câteva mici detalii. Istoria reabilitării acestui monument a început odată cu mandatul meu în anul 2012. Cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții și cu o contribuție a bugetului local, am ajuns, uite, aproape la finalul reabilitării Casei de Cultură. Valoarea aproximativă este de 3 milioane de lei. Mai avem și noi cota noastră de contribuție. Imobilul ce adăpostește Casa de Cultură Corabia, dar și Muzeul de Istorie, este o clădire de patrimoniu cu o valoare impresionantă prin îmbinarea mai multor stiluri arhitectonice. Ea a fost construită la începutul secolului 20 de Constantin Cosma, un afacerist local. Este foarte important faptul că s-a reabilitat această clădire, o clădire monument istoric, construită la începutul secolului 20, emblemă, așa cum spuneam, a orașului și deosebită prin arhitectura sa interioară și exterioară, specifică secolului, se spunea și palat, pentru că pe bună dreptate, prin arhitectura sa deosebită, stiluri rococo, baroc, neoclasic, dau această notă de eleganță specifică. Impresionanta clădire a intrat în patrimoniul orașului de pe malul stâng al Dunării în urmă cu aproape 5 ani, după mulți ani de demersuri făcute pentru a o achiziționa de la moștenitorii fostului proprietar. Primarul anterior a achitat decât o primă tranșă, urmând ca noi să achităm sumele ulterioare și nu au fost sume mici. Nu am avut posibilitatea să achităm integral suma din bugetul local. Din acest motiv, am apelat la ajutorul Consiliului Județean și țin să mulțumesc și pe această cale domnului președinte Paul Stănescu, care a înțeles importanța acestui fapt și ne-a sprijinit din bugetul Consiliului Județean să achităm ultima tranșă. Și în anul 2013, dacă nu mă înșel, întreaga clădire a fost achitată. Casa de Cultură Corabia va fi redeschisă la începutul acestei primăveri. Autoritățile pregătesc pentru acest eveniment un spectacol extraordinar dedicat femeii.